Bă, îmi place că e mai mare ca al meu un pic. Păi am Angel Eyes. Ia cu cac mai tare un pic. Cazan, în primul rând, n-are scaune electrice. Am venit să te iau, să te las să conduci, fratele mai mare al X3-ului tău. Deci mașina este 2016. Am cumpărat-o în 2017. Câți kilometri are? 70.000. 2000 diesel, 190 de cai, zic bine? 140 de kW. Matematică repede. 190, da. 190. 147 sunt fix 200. Ce model e ăsta? F25 facelift. I-am făcut review la unul exact al ăsta în Vâlcea, da. 3000 diesel. Eu zic că 2000 diesel e suficient pentru ce-mi trebuie mie, merg o dată la un an, trag remorca, că am cărlic de tractar. E electric sau da, frate, electric, da? Care intră înăuntru, știi? Cutia e mai mișto ca la tine. 8 trepte. Și schimbă, mult mai șmecher. La mine nu schimbă. A, adică la X3, da, corect. Nu la Camry. Da. Bă, comparăm noi un BMW cu cotețul ăla de Toyota, bă, frate. Cum să poți să faci o asemenea gafă? Adu-ți aminte că noi am mers bine până la Istanbul, 4 persoane. Atât de relaxat. Frumos, elegant. Frumos, elegant. Nu e cea mai dotată, dar am opțiunile de care am nevoie. Am textil pe interior, pe uși, de exemplu, și scaunele sunt combinate. Aici sus este pielea asta ecologică și aici mai jos textil. Îmi place că ai și pe ușa mea și pe ușa ta să deschizi, să închizi, ca la limuzine. Uh-huh. Display-ul ăsta mic, comenzi pe volan, aici modul de condus sport, confort și eco pro. Are ornamentele astea mișto, îmi plac. Un aluminiu wannabe. Da. Comenzile exact așa le-am și eu, bam bam, exact identic. Aici la fel asemănător, deci cam același layout, numai că e un pic mai aerisit. Și mai mare, la dimensiuni. Da, e mai mare. Adică l-au adus un pic înspre X5, ha? Cum se pare? Mi se pare că durează mult din convertizor cutia, dar nu înțeleg de ce. Ce îți place mai mult la ăsta față de ăla al tău și invers? Bă, îmi place că e mai mare ca al meu un pic. Mult mai mare. Ai cârlig? Motorizarea asta nu-mi place. Cam mai veche, veche, dar împinge mai bine. 6 pistoane imediat mișcă. Și diferența între ele de 20 de cai. Se simt pistoanele la 20, știi? Adică pleacă mai relaxat. Direcția e electrică, e mai ușoară. Se simt diferențele, îți dai seama. Câți ani? Între ele, 6 ani. 2010 e a ta? A mea e 2009, ultimul an de fabricație. Se face din 2003. Da, și asta ta e tot ultimul an de fabricație, după aia în 2017 a apărut următorul model. Da. Deci diferență de cam fix o generație între ele plus un facelift. Avea 30.000 de kilometri când am luat-o și a fost 30.000 de euro. Uite, vezi, fost... turează mult cutia, are ceva. Mm-hmm. Deci nu e normală chestia asta. Dar așa a fost întotdeauna. Patinează mult din convertizor. Ia cu cac mai tare un pic. Aia, da, drumul direct. Vezi că da. Am călcat-o eu așa, patina. Eu știu ce vrea să facă. Vrea să patineze, să plece mai confortabil, dar pare defect, știi? Nu știu, așa o fi cutia. Eu sunt obișnuit cu ea. Mie nu-mi face așa. Tot cutie automată, convertizor, 6 trepte, tip mai vechi, dar nu-mi face chestia asta. Convertizorul ăla tot ca un ambreiaj are rol. Îmi place designul foarte mult la schimbător și se integrează mișto cu consola. Cât e una la asta acum la mâna a doua? Ăsta al tău e faceliftul, ăla non-facelift, da. Este la vreo 21.000 de mii, stare cum place mie, țiplă, kilometri puțin, okay. Dealer, etc. uzat, 18.000 găsești, 15-18.000. Și ăsta atunci? Tot bine, un 27.000 găsești, 3.000 și cu dotări, 2.000 diesel ca al tău, un 20 și ceva de mii, 22-26. Băi, ești nebun pe afacere. Bine, în starea, măcar cum e asta. Asta are 70.000 de kilometri. Și de-abia. 30.000. S-au scumpit mașinile tot. Frate, pe asta spun. O dai sigur. Acum pe 23, 24, 25 de mii. Pe asta a fost în jur de 50 de mii nouă, maxim. Și nici 30 de mii n-am dat. 29, 500, nu știu, ceva în genul. Și să dau acum cu 25 de mii. Dar mie mi se pare că trage, frate. Degeaba zici tu că e leșinată. Când pleci de pe loc doar, se simte că n-a până turbina. Dar așa, mers, da, merge. Câți kilometri ai făcut cu X3? 8.000 și ceva, 9.000. Întrebare, diferă sistemul X de la altul la ăsta și de la ăsta la mai nou? Foarte bună întrebarea, nu știu să răspund. Cert este că X-Drive-ul este o tracțiune permanentă. Ai spatele 65-70 sau 68, ceva de genul ăsta, standard. Și fața 30-30 ceva. Ceea ce e un lucru foarte mișto, că pleacă toate patru roțile simultan, cum este la Touareg, cum este la Q7. Teoretic, eu cred că este diferit la electronic, la modul în care intervine, patinează. Sunt sigur că sunt alte generații de cutii de transfer. Teoretic ar trebui să fie o diferență. Ceva nu cred că la fel. Frâne? Cum se n-am călcat totale. Bine, bine. E formă frâna. Impresie la cald despre X3-ul ăsta? M-am uitat și la modelul ăsta. M-am uitat la mai multe modele pe viitor, dacă ar fi să-i fac upgrade la soție. M-am așa. Uitat și la X3-ul ăsta. Am că... să iei de ăsta? Da, m-am X3-ul ăsta, X3-ul următor. M-am uitat special și la ăsta cum ai tu. M-am uitat la ce am găsit cu kilometri puțin. Că sincer, eu dacă... Ce înseamnă kilometri puțin la tine? Sub 50.000, 40.000, 30.000. Am găsit 5 modele, 2 modele, 3 modele, din care unul l-am cumpărat.
Hai să ne explici cum nimerești tu BMW-urile. Eu? Da. Cumpăr ce nu cumpără nimeni. Simplu. Are portbagajul electric. Și fii atent aici. Ia. Ce îți place mai mult la ăsta față de ăla al tău și invers? Ai cârlig? Ia uite-l ce greu se mișcă. Hop, hop, hop. One eternity later. Spune-mi pentru ce e butonul ăsta. Ceva la capacul de la rezervor. Exact, este o siguranță practic. Sigur ai deschiderea capacului din mașină și dacă se duce butonul ăla, ai rezerva. Siguranță, trage aia. Și tragi de asta aici, nu? Da, dar nu aș trage-o că poate, ce nu știu dacă e one time sau nu. Portbagajul nu e mare ca al meu. Cred că, nu știu dacă sunt 5 cm mai lat, dar încolo este la fel ca la mine. E mai spațios aia în interior, dar portbagajul e relativ la fel. Da, în spate e mai mare. Ce sale? Sunt niște slidere pentru astea. Dacă vrei să ancorezi chestii. Da. Am tot așa priză în portbagaj cum ai și tu acolo. Da. Pe stânga eu am aici DVD. La ce butonul ăla de lângă? Asta? Să-ți agăți chestii, nu? Agățătoare, da. Exact. Am și din asta. Da? Da. Și am și din asta cum ai tu. Da. E plasă de siguranță să nu vină bagajele pe tine. Poți să lași asta în jos, umpli până sus, da. Mai pui chestii pe aici și îți pui asta de siguranță să nu vină peste tine. La vreo frână. E un Mini X5 modelul. Un Mini X5 de la vechi. Da, deci se pare că nu te pricepi. La mine e chiar din aia de apăs așa, la tine e asta în lateral. E un pic diferit sistemul. Mamă, dacă spațiu. Aici trebuie să intre un 3000, nu un 20 leșinat. Vreau să-l lăgai pe aici ulei, ceva, bora, chestii, n-ai. A trecut testul 99 Vehicles. Uite, are Big Xenon, spălător de faruri. Feria aici curată. Mm-hmm. O verificăm pe care vertical. Ia hai să vedem, că e BMW-ul. WBA. Aveți emoții, băieți? Aute, daune, frățică. Păi știam care daune. 614.000 de lei. Pe asigurarea cuiva sau pe casco sau cum? Pe casco. Păi da, au pus piese originale și e scump la manoperă. Altceva? Da, tot. De ce cum intră mașina, da? Butonul ăsta e nervant. La fiecare semafor ăsta e gazul și ți-a și aerul condiționat. E cam simte temperatura dinăuntru. Dacă e cald rău în mașină și ești pe blana acenă, nu ți oprește. Ți oprește numai dacă e temperatura optim, totul optim și te-ai oprit un pic, se oprește. Deci ai făcut și test drive cu X3-ul mai nou ca al tău. Și acum ultimele păreri. Merită? E, da, merită. Tu ți-ai luat, ai dat 20.000 pe el? Pe ăsta al tău, da. De ce? Că are puțin kilometri? Da. Sper că v-a plăcut. Așteptăm și părerea voastră despre clipul din ziua de astăzi. Să ne vedem cu bine în următorul video. Pa, la revedere! Hai, pa!